Este la început și care sunt avantajele dacă dați înapoi? Aveți cămin gratis, internet gratis, baie în cameră, televizor în cameră, frigider în cameră, toate gratis, nu plătești niciun serviciu. Bursă ai? Și nu știu, sunt două locuri pe care am ambele la bursă și n-am. Mi se pare că acolo se face carte mai mult ca la noi, în primul rând. Și poate că nu e așa de mare corupția. Deci vreau într-adevăr să ajung undeva cu cunoștință, nu să fiu nevoit ca să plătesc bani, chiar dacă vreau sau nu. Aici... Ce medie ai la 9? Am ajuns la 9. Și ai încredere că ai putea să ajungi, da? Da. Reprezint astăzi Universitatea 1 decembrie 1918 în Alba Iulia. Are 50 de locuri la bursă, care oferă studenților toate posibilitățile, toate condițiile. Eu reprezint astăzi Universitatea 1 decembrie 1918 în Alba Iulia. Are 50 de locuri la bursă, care oferă studenților toate posibilitățile, toate condițiile. Oferă cămin gratis, internet gratis, cămine de 3 stele. Și... Care sunt specialitățile care oferă mai multe burse? La noi toate facultățile, toate locurile sunt cu burse. Și se oferă la facultatea de istorie și filologie, adică 9 locuri la istorie, 8 locuri la limbi străine. Apoi la drept și științe sociale, la drept se oferă 4 locuri, la asistență socială 2 locuri. Și la economie la fel, în total se oferă 15 locuri și la facultatea de teologie se oferă 2 locuri. Ne reprezentăm 3 universități, 3 centre universitare din Constanța, Universitatea Maritimă, Universitatea Ovidius și Universitatea Andrei Jaguna, care e o formă privată de învățământ. Locuri pentru, avem și pentru studenții bursi care și-au terminat liceul în Republica Moldova și la fel și pentru studenții care și-au terminat și liceul în România. Da, n-avem probleme cu cazările, căminele sunt foarte practic renovate, toate avem băi în cameră, nu sunt băi comune, sunt cămine în care sunt și câte 3 persoane stau în care... Cu taxe sau fără? Da, căminele nu se achită, deci căminele sunt gratis din partea statului român. Uite, ai site-ul nostru, acum tot sunt întrebări răspunsuri, dacă ești lista facultăți, ro, site care are toate facultățile, toate universitățile din România. Anume din Constanța. Anume din Constanța. Ce specialitate te interesează? Asistent social. Și de ce în România? Unde anume vrei să fii admisă? Păi în oricare oraș, numai să fiu admisă. Mă interesează pentru că sunt standardele europene și sunt... Și ai vrea să intri la universitatea acolo? Pentru o diplomă europeană. Așa, dar, nu știu, vei aplica și la universitățile din Republica Moldova sau doar da, la cele da, de-a sigur, sigur. Îți fac un loc la fără bursă. Fără bursă? Da. Dar la în Cluj toate locurile sunt fără bursă. Mai puțin aia, dar avem un singur loc cu bursă la Academie de Muzică. În rest toate sunt... Dacă știi să cânti. Știi să cânti? Dar ce te interesează? Ce specialitate te interesează? La Universitatea USM. Mă interesează inginerie, bioinginerie. Și ai găsit până acum Iscam oferte? Iscam tare puține locuri și am înțeles că și ca Clujul, care erau 4 locuri, erau fără bursă. Dar și în București sunt 2 locuri. Dacă n-am specificat dacă sunt cu bursă sau fără. Și te descurajează asta să mai aplici sau vei alege altă specialitate? Această specialitate este cam puțin întrebuințată. Și e tare complicat, cred că din cauza asta este, nu se oferă bursă. Dar vei aplica totuși? Aș încerca. Mm-hmm. Dar în Republica Moldova, deci, nu știu, vei aplica sau... Da, să încerc și în Republica Moldova. Dar ce te motivează să aplici la Universitatea României? Păi situația că în România sunt mai multe întreprinderi. Eu aș putea să mă regăsesc în locul de muncă, deoarece este o țară mai industrializată și după aceea s-a găsit și în tehnologie avansate locul de muncă. Deci Universitatea din Craiova, de fapt Craiova Centrul Universitar, are două universități mari, Universitatea de Medicină și Universitatea din Craiova, așa se numește.
repartizarea lucrurilor anul ăsta e mult mai pentru studenții basarabeni care termină, care vor să aplice la ciclul întâi licență în România, sunt mai puține locuri, avem doar contabilitate, finanță, management și marketing. Da? Astea sunt cele mai multe locuri. Locuri multe s-au dat anul ăsta în Galați. În principiu, Ministerul Educației din România s-a axat anul ăsta mai mult pe centrele universitare mai mici, gen Petroșani, Bacău, și le-au oferit mai multe locuri. Galațiul la fel are multe locuri și Iașa. Deci chiar dacă nu are bursă lunară, tot e combinabil. E foarte combinabil. Sunt antidotiri la Foarte mult eu pe taxă. Așa zic că mi-e gratis, nu plătești în fiecare lună. Dar sunt locuri suficiente dacă... Sunt, sunt. Și condițiile sunt civilizate. Sunt foarte bune. Condițiile sunt bune? Da. Mulțumiți. Foarte bune. Ce specialitate te interesează? Mă interesează medicina generală. Și ai găsit vreo ofertă care ți-ar convine? Este numai un singur loc la București și mai văd, în general, foarte puține locuri se oferă pentru medicină și la fără bursă. E numai la buget dacă ai șansă să intri și la fără bursă. Dar ce medie ai? 8.50. Și te motivează să aplici totuși? Chiar dacă încerc, există chiar dacă, un singur loc? Chiar dacă nu voi reuși la această universitate, sper la alta deja. Dar tot în România. Da. De ce? Păi, pentru că am diploma internațională și am mai multe oportunități să plec în diferite țări, să-mi aplic cunoștințele pe care le-am obținut pe parcursul acestor ani și sper să-mi reușească. Dar în Republica Moldova ai acceptat să... O să încerc, deci și la Moldova să dau tot la Universitatea de Medicină. Am văzut că aici sunt mai multe locuri și sper totuși dacă am vreo șansă să intru, atunci voi fi foarte fericită.